Căminul Advent, capitolul Marea Decizie. Un cămin fericit sau nefericit? Dacă cei care au în vedere căsătoria nu vor să aibă remușcări după căsătorie, atunci ar trebui să facă acum din aceasta un subiect serios de cugetare. Acest pas, făcut în mod neînțelept, constituie unul dintre mijloacele cele mai sigure care pot ruina rodnicia unui tânăr și a unei tinere. Viața devine o povară, un blestem. Nimeni nu poate ruina mai mult fericirea și rodnicia unei femei și să-i facă viața o povară chinuitoare, ca propriul ei soț. Și nimeni nu poate distruge nici măcar în proporție de 100 parte speranțele și aspirațiile unui bărbat, nu-i poate paraliza energiile și ruina influența și planurile de viitor, ca propria sa soție. Ceasul căsătoriei este cel care determină în dreptul multor bărbați și femei succesul sau eșecul în această viață și speranțele lor în ce privește viața viitoare. Aș vrea să-i pot face pe tineri să vadă și să simtă pericolul în special acela de a avea căsătorii nefericite. Căsătoria este un lucru care va influența și va afecta viața ta atât în această viață cât și în cea care va veni. Un creștin, sincer, nu va înainta în planurile sale în această direcție fără a avea certitudinea aprobării lui Dumnezeu. Alegerea nu trebuie să o facă el, ci să simtă că Dumnezeu trebuie să aleagă pentru el. Noi nu trebuie să ne fim pe plac nouă înșine, căci nici Domnul Hristos nu a căutat să-și placă lui însuși. Nu vreau să se înțeleagă prin aceasta că cineva trebuie să se căsătorească cu o persoană pe care nu o iubește. Acest lucru ar fi păcat, însă nu trebuie să îngăduim pasiunii și firii pământești să ne conducă spre ruină. Dumnezeu ne cere toată inima, cele mai alese sentimente. Grăbiți-vă încet! Doar puțini sunt aceia care au vederi corecte cu privire la căsătorie. Mulți cred că aceasta înseamnă dobândirea fericirii absolute, însă, dacă ar cunoaște cel puțin un sfert din durerile celor legați prin votul căsătoriei, cu lanțuri pe care ei nu pot și nu îndrăznesc să le rupă, nu ar fi surprinși că scriu aceste lucruri. Căsătoria este, în majoritatea cazurilor, un jug exasperant. Sunt unii care sunt legați, dar nu se potrivesc. Cărțile cerurilor sunt împovărate de suferințele, ticăloșiile și abuzurile care se ascund sub mantia căsătoriei. Iată de ce aș dori să-i avertizez pe tinerii care se află la vârsta căsătoriei. Să se grăbească încet în alegerea tovarășului de viață. Cărarea vieții de căsătorie poate părea frumoasă și plină de fericire, însă, de ce să fiți și voi dezamăgiți așa cum au fost alte mii de persoane până acum? Aceia care se gândesc la căsătorie ar trebui să aibă în vedere caracterul și influența căminului pe care îl întemeiază. Odată ce devin părinți, li se încredințează o răspundere sacră. De ei depinde într-o mare măsură bunăstarea copiilor lor în această lume și fericirea lor în cea viitoare. Într-o mare măsură, ei determină atât caracterul fizic cât și cel moral pe care îl primesc cei mici, iar de caracterul căminului depinde starea societății. Ponderea influenței fiecărei familii poate fi reprezentată pe o scală, fie în partea superioară, fie în cea inferioară. Factorii vitali în alegere. Tinerii creștini trebuie să aibă grijă în formarea prieteniilor și alegerea tovărășiilor. Băgați de seamă ca nu cumva ceea ce acum credeți că este aur curat să nu fie metal obișnuit. Tovărășiile cu lumea tind să așeze obstacole în calea slujirii voastre pentru Dumnezeu și multe suflete sunt ruinate pentru legături nefericite de afaceri sau matrimoniale cu cei care nu pot fi înălțați și înnobilați niciodată. Cântăriți fiecare sentiment și urmăriți evoluția fiecarei trăsături de caracter
acelui de care doriți să vă legați destinul vieții. Pasul pe care ești pe cale să-l faci este unul dintre cei mai importanți din viața ta și nu trebuie făcut cu grabă. Poate că iubești, dar nu iubi, orbește. Cercetează cu grijă să vezi dacă viața ta de căsătorie va fi fericită sau lipsită de armonie și jalnică. Puneți aceste întrebări. Această unire mă va conduce spre ceruri? Mă va face să-L iubesc mai mult pe Dumnezeu? Voi fi util în această viață? Dacă ai răspunsuri promițătoare la aceste reflecții, atunci, în temere de Dumnezeu, pășește înainte. Majoritatea bărbaților și femeilor care au intrat în legătura căsătoriei au acționat în așa fel ca și când singura problemă de rezolvat era dacă se iubesc. Însă, ei ar trebui să-și dea seama că responsabilitatea pe care o au în căsătorie este mai mult decât acest lucru. Ei trebuie să se gândească dacă vlăstarele lor se vor bucura de sănătate fizică și mentală, dar și de putere morală. Însă, puțini sunt cei care au făcut acest pas, având motive înălțătoare și gânduri nobile, de care nu s-ar putea despărți ușor. Că societatea are pretenții de la ei, că influența familiilor nu poate fi decât bună sau rea. Alegerea tovarășului de viață trebuie făcută atât de bine încât să asigure bunăstarea fizică, mentală și spirituală pentru părinți și copiii lor, încât și unii și alții să fie o binecuvântare pentru semenii lor și să-și onoreze Creatorul. Calități ce trebuie avute în vedere pentru o viitoare soție. Fie că tânărul să caute în persoana care va sta alături de el, pe cea care îi se potrivește în a purta împreună poverile vieții, pe cea care influență îl va înnobila și cea care îl va face fericit prin dragostea ei. O soție bună este un dar de la Domnul. Inima soțului ei se încrede pe deplin în ea. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea leneviei. Copiii ei se scoală și o numesc fericită și soțul ei de asemenea o laudă zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Cel care găsește o astfel de soție, găsește un lucru bun și dobândește favoarea Domnului. Iată câteva lucruri care trebuie avute în vedere. Cea cu care te vei căsători va aduce fericire în casa ta? Este ea o persoană chibzuită sau, dacă se va căsători, va folosi nu numai câștigul ei, ci și pe al tău pentru a-și satisface dorințele, vanitatea de a arăta bine? Sunt principiile ei sănătoase în această privință? Are ea vreun sprijin acum? Eu știu că bărbatul care este îndrăgostit nebunește și are gânduri de căsătorie respinge acest fel de întrebări, considerându-le că nu au nicio consecință. Însă, aceste lucruri trebuie luate serios în seamă, întrucât ele afectează viața viitoare. În alegerea soției, studiază-i caracterul. Va fi ea răbdătoare și sârguincioasă? Sau va înceta să-i pese de tatăl tău și de mama ta chiar în momentul când aceștia au nevoie de sprijinul unui fiu puternic? Sau va încerca să te despartă de ei pentru a-și aduce la îndeplinire propriile planuri, pentru plăcere proprie, părăsindu-i pe tata și pe mama care, în loc să câștige o fiică iubitoare, vor pierde un fiu? Calități necesare unui viitor soț. Înainte să accepte să se căsătorească, fiecare tânăr ar trebui să se întrebe dacă cel cu care dorește să-și lege viața este demn. Care a fost trecutul lui? Este viața lui curată? Este dragostea lui nobilă, înălțătoare? Sau este doar o înflăcărare a pasiunii? Are el acele trăsături de caracter care o vor face fericită?
va găsi ea adevărata pace și bucurie în dragostea lui? Îi va fi îngăduit să-și păstreze propria ei personalitate sau va fi obligată să-și supună judecata și conștiința stăpânirii soțului ei? Va putea ea să pună mai departe pe primul loc cerințele Mântuitorului? Trupul și sufletul, gândurile și țintele vor putea fi păstrate în curățenie și sfințenie? Aceste întrebări au o importanță vitală pentru fiecare tânără care pășește în legământul căsătoriei. Fie ca femeia care dorește o unire fericită prin căsătorie, aducătoare de pace, care nu își dorește suferință și necazuri în viitor, să-și pună următoarea întrebare înainte de a-și oferi dragostea ei. Are iubitul meu o mamă? Dacă da, atunci care este amprenta caracterului acesteia asupra lui? Își cunoaște el obligațiile față de ea? Este el atent față de dorințele și fericirea ei? Dacă el nu-și respectă și nu-și cinstește mama, va dovedi oare respect și iubire, bunătate și atenție față de mine, soția sa? Când focul din tâi va trece, mă va mai iubi el? Va fi el răbdător când voi greși sau va critica, porunci și se va purta ca un dictator? Adevărata iubire trece cu vederea greșeli. Dragostea, însă, nu le discerne. Acceptați numai trăsături de caracter nobile, bărbătești. Orice tânără trebuie să-l accepte ca tovarăș de viață numai pe acela care posedă trăsături curate de caracter, bărbătești, care este harnic, plin de aspirații și cinstit, care îl iubește și se teme de Dumnezeu. Ferește-te de aceia care sunt lipsiți de respect. Ferește-te de acela care iubește lenevia. Ferește-te de acela care batjocorește lucrurile sfinte. Evită societatea aceluia care folosește un limbaj profan sau este de dat consumului de alcool, fie și numai al unui pahar. Nu da ascultare propunerilor care vin din partea unui bărbat, care nu își dă seama de răspunderea lui înaintea lui Dumnezeu. Adevărul curat, care sfințește sufletul, îți va da tăria de a renunța la o companie plăcută, la o persoană despre care știi că nu îl iubește pe Dumnezeu, nu se teme de el și nu cunoaște nimic în legătură cu principiile adevăratei neprihăniri. Putem suporta întotdeauna neputințele unui prieten și ignoranța lui, însă niciodată nu-i putem suporta viciile. Este mai ușor să facem o greșeală decât să o corectăm. Căsătoriile care sunt plănuite fără chibzuință și în mod egoist nu au un deznodământ bun, ci adesea se transformă în eșecuri teribile. Ambii constată că au fost amăgiți și ar desface în grabă ceea ce au făcut orbește. Este mai ușor, mult mai ușor să faci o greșeală în această privință decât să îndrepți o greșeală după ce aceasta a fost făcută. Mai bine se întrerupe un angajament neînțelept. Chiar dacă ați făcut un angajament, fără a avea însă o cunoaștere deplină a caracterului celui cu care există intenția de a vă uni, nu gândiți că angajamentul acesta înseamnă neapărat să vă legați pe viață cu unul pe care nu-l puteți iubi și respecta. Aveți mare grijă ce angajamente faceți, însă este mai bine, mult mai bine să desfaceți un angajament înainte de căsătorie decât să vă despărțiți după căsătorie, așa cum fac mulți. S-ar putea să spuneți, am făcut o promisiune, acum să o retrag? Eu vă răspund, dacă ați făcut o promisiune potrivită Scripturii, retrageți-o neapărat, fără întârziere și în umilință, căiți-vă înaintea lui Dumnezeu pentru dragostea fără minte care v-a condus să faceți un asemenea angajament tripit. E mult mai bine să retrageți o astfel de promisiune în teama de Dumnezeu decât să o țineți și prin aceasta să-L dezonorați pe Dumnezeu. Fie ca fiecare pas în vederea legământului căsătoriei să fie caracterizat de modestie, simplitate, sinceritate și ținte serioase, care să-i fie pe plac și să-L onoreze pe Dumnezeu. Căsătoria
afectează atât viața aceasta, cât și cea viitoare. Un creștin sincer nu face planuri pe care Dumnezeu nu le poate aproba.